cum de te-ai gândit tu să alegi fotbal? Mi-a plăcut de mic. Jucam pe stradă, în curtea școlii. Mă uitam foarte mult la fotbal și vă dați seama. M-am dus să mă înscriu la o echipă. Mi-a plăcut foarte mult și nu aveam cum să trăiesc fără fotbal. E un sport greu, solicitant. Este și plăcut. Dacă îl fac, îl fac pentru că îmi place, mi-a plăcut de când m-am apucat. Știam că o să fie greu, dar astea sunt sacrificiile. Cum reziști? Este o condiție fizică pusă la punct, nu e chiar așa ușor. O condiție fizică pe care o menții cu o alimentație sănătoasă, în primul rând, bănuiesc, nu? Este normal, da. Contează alimentația, odihna. Dimineața, de exemplu, nu știu care este mâncarea la micul dejun. Omletă dimineața. Un sandwich, un ceva? Un sandwich, da. Cu ce, nu știu, care e sandwichul tău preferat, să zicem? Salam și cașcaval.